Pentru că mi s-a părut o provocare. O colegă cu care am fost în comisia Olimpiade de Informatică mi-a vorbit despre acest accelerator. Ea m-a propus și mi s-a părut ceva foarte interesant și care m-ar putea ajuta pe mine în carieră. N-a fost numai un moment deosebit. Au fost multe momente deosebite pe care atunci când ajung acasă o să le o să le discern. Când mi-am dat seama că sunt lucruri firești, că și eu m-am gândit la multe lucruri, dar nu am știut să pun punctul pe i sau nu, poate că n-am reușit tot timpul să găsesc și motivația respectivă să fac un lucru, să antrenez o echipă de robotică sau alt lucru care are, bineînțeles, legătură cu educația. Voi duce elevilor mei nu neapărat ceva, ci pe cineva de mine mai schimbat. Mai cu dorința de a face lucrurile altfel, nu neapărat foarte diferit. Asta am înțeles că dacă schimbăm cu un unghi de un grad, dacă suntem în mijlocul oceanului și schimbăm cu un unghi de un grad orientarea noastră, deja ajungem în cu tot o altă direcție. Deci mai un profesor care dorește să fie mai apropiat de elevi. Sunt multiple. Și competențe de socializare, soft skills, și competențe în ceea ce privește cultura generală, și competențe tehnice, și competențe de antreprenoriat. Deci, multiple, în multe domenii. Rolul profesorului de informatică este să învețe să gândească. Și rolul oricărui profesor este, de fapt, pe lângă transmiterea de cunoștințe, să învețe elevul să gândească. Un cerc de robotică pentru cei mici și nu neapărat pentru a participa la concursuri, ci pentru a se pregăti STEM în mai multe domenii, și științe, și matematică, și informatică, și artă. De ce nu? Că implică foarte mult și arta. L-aș recomanda din toată inima, pentru că aici am găsit o deschidere pentru autodepășire, nu pentru autosuficiență. Și am învățat aici că întotdeauna trebuie să fac mai mult. Pentru mine, pentru cei din jur,
pentru elevi mai ales. Acceleratorul este un mediu în care reușim să ne punem întrebări, cum să punem întrebări elevilor, să-i facem să-și pună întrebări despre ce ar dori ei să facă în viață și despre ce, despre nevoia de învățare sau de ce să învățăm, la ce mi-ar folosi acest lucru. Da? Aici am învățat că trebuie să interacționez mai mult cu elevii. Nu neapărat să transmit cunoștințe, adică să vorbesc eu, ci să întreb, să fac pe ei să îmi răspundă și să-i fac pe ei să gândească, să-și pună întrebări. De ce este așa? De ce este altfel?